casa domnului primar Relu Târzioru. Acum câteva săptămâni în urmă, domnul președinte, împreună cu ajutoarele domniei sale și împreună cu domnii primari, ne-au primit extrem de frumos acasă la domniile lor. Iată că astăzi domnul primar Relu Târzioru întoarce gestul dumneavoastră și sperăm din tot sufletul să fim aceleași gazde minunate așa cum ne-ați primit dumneavoastră. O activitate extrem de importantă și pentru noi și pentru dumneavoastră. Ne pregătim acum în aceste zile să absorbim banii europeni, atât de necesar comunităților pe care dumneavoastră le conduceți. Categoric, pentru a absorbi aceste sume europene, avem nevoie de foarte multă muncă, de foarte multă perseverență, de foarte multă corectitudine. De aceea, activitatea de astăzi, practic, este una premergătoare. Semnați aceste parteneriate între comunitățile din raionul Edineț și comunitățile din județul Botoșani. Nu am înțeles până la urmă dacă vorbim doar de primăriile care fac parte din galul de aici sau este extins acest program. Cred că este extins la nivelul ADI, cred că, domnul primar, sau al județului. Vorbeam de programul operațional. Ce ne propunem noi prin acest program? Ne propunem să dezvoltăm comunitățile, să avem un sistem de învățământ foarte bun la standard european, să avem o infrastructură foarte bună, să ne dezvoltăm din punct de vedere economic, practic să dăm cetățenilor ceea ce li se cuvine. Mă gândeam adineori ce aș putea spune, pentru că prin ceea ce veți face dumneavoastră, veți scrie istorie pentru următorii ani. Vreau să vă spun doar atât, și este o chestiune de suflet. Noi, în calitate de parlamentari, suntem mici în fața dumneavoastră, dar suntem beneficiarii muncii dumneavoastră. Iar pentru că sunteți astăzi aici la noi acasă, vreau să vă spun că noi, parlamentarii, și cu precădere Camera Deputaților săptămâna trecută, pentru că în Senat votul a fost anul trecut, am instituit ziua de 27 martie, zi de sărbătoare națională. De ce zi de sărbătoare națională? Pentru că s-au împlinit cei 99 de ani de istorie, cei 99 de ani care ne leagă. Și tocmai de aceea am considerat ca această zi, 27 martie, să fie considerată nici mai mult, nici mai puțin zi de sărbătoare națională pe întreg teritoriul României. Bine ați venit la Botoșani, bine ați venit în orașul Săveni. Noi, parlamentarii, v-am spus, vă stăm la dispoziție. Atât cât putem noi, prin prisma instrumentelor parlamentare de care dispunem. Deci, cu precădere, domnilor primari din județul Botoșani, și apoi dumneavoastră, domnilor primari și domnule președinte, dacă experiența noastră vă ajută, folosiți-ne. Bine ați venit!